Vă salut cu drag într-o zi frumoasă, cu soare, o zi de octombrie, de toamnă, nu, toamnă de mijloc spre toamnă târzie, vine imediat și noiembrie și bineînțeles, toamna târziu este epoca, perioada fructelor târzii, fructelor de toamnă târzie și bineînțeles, între acestea, gutuie la un loc de cinste cu gălbioarele acestea. Atât de frumoasă. O gutuie impresionantă. Acum doi ani de zile a făcut atât de multe încât l-a epuizat. Trebuiau fructele rărite neapărat, telecomești, zi să le facă pe toate sau nu ai timp să faci rărirea fructelor și el a epuizat un an de zile aproape doi a trebuit să se de bia s-a refăcut pentru că a rodit exagerat de mult, gutuiul este uneori se supra de rod, anostare mai puține dar le face destul de observații mari edita mai pietruie și grea, grea de ummir și cum le ține fructe de, de genul acesta probabil la noi în țară sunt printre cele mai mari fructe și foarte foarte valoroase gutuile Putem să le mâncăm ca atare, merg foarte bine, și coapte un pic la cuptor, sunt delicioase ca și merele coapte. Compotul de gutui este înviorător, gemul de gutui este fantastic. Există oameni care fac chiar și mâncare de, de gutui. Da. Există soiuri foarte bune, unele sunt uriașe, altele sunt mai mici, unele sunt extrem de uh, aromate, au o aromă deosebită, am un gutui tradițional nealtuit, luat de pe aici de prin sat, sunt micuțe, dar au un parfum mai puternic decât acestea. Altele sunt, nu au uh, pulpa foarte, foarte tare, au o pulpă un pic mai moale, sunt mai ușor mâncabile, puteți să vă alegeți câteva soiuri, să experimentați. Constantinopol e un soi destul de bun, dar sunt și alte soiuri care sunt mult mai mari decât acesta. Faceți experiență, plantați-vă un gutui și vă veți bucura de rodul lui. Așa spune Biblia, plantați un pom și o să te bucuri de rodul lui. Deja mă bucur când văd roadele cuvântate și vă salut cu tot dragul, dorindu-vă o zi minunată.